Viitorul ne ajunge din urmă, iar marile invenții nu așteaptă majoratul. Elevii constanțeni ne-au făcut încă o dată mândri și asta datorită premiilor câștigate la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică, ce a avut loc săptămâna trecută în capitală. Colegiul Național Mircea cel Bătrân pare a fi o pepinieră de olimpici. Tinerii, coordonați de profesorul Ion Băraru, s-au abonat de câțiva ani buni la premiile pentru aceste competiții, în fiecare an aducând premii. Avem bucuria și onoarea pentru noi ca profesori ai colegiului de a-i aduce în prim plan pe elevii noștri minunați, care și de data aceasta s-au întors cu premii de la Salonul Național de Inventică și Creație Științifică pentru Tineret, a 11-a ediție, desfășurat în cadrul Târgului Gaudea Amus din București. În luna aceasta, locul întâi a fost câștigat de sonda atmosferică. Cu aceasta, elevii au mai participat și la alte concursuri la care au obținut locurile 2 și 3. Acesta măsoară parametrii ai mediului înconjurător în cădere, pentru că este atașat de o parașută care îl susține, îl face să coboare cu o viteză constantă și poate astfel să măsoare temperatura, presiunea, umiditatea, radiația UV, locația prin GPS, să înregistreze video și să măsoare accelerația pentru a studia mișcarea acestuia în cădere și mai departe viteza și direcția vântului. Chiar dacă încă sunt elevi și au teme de făcut, acești mici dextări au renunțat la timpul lor liber în favoarea acestui proiect la care au lucrat cu pasiune și devotare. Noi ne ocupăm foarte tare și de ceea ce presupune școala și activitățile școlare, dar rămâne o prioritate și activitatea noastră în cadrul Centrului de Cercetări. De curând, alți doi elevi din cadrul aceluiași colegiu au fost premiați la concursul național de chimie CD Nenițescu, organizat de Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din București. Reamintim că elevii constanțeni au participat cu 7 proiecte și s-au întors acasă cu trofeul, dar și alte 2 mențiuni.